Mulțumesc mult, domnule președinte de ședință. Fiecare început ne oferă posibilitatea și oportunitatea unei construcții din care să eliminăm greșelile inerente pe care le recunoaștem și le regretăm. De fiecare dată când plecăm la un nou drum, pornim cu speranța că suntem mai puternici, mai înțelepți, inclusiv și prin prisma experienței pe care am acumulat-o și a obstacolelor pe care le-am depășit. Dacă învățăm mai mult din greșeli decât din succese, atunci cred că raportarea la adevăratele valori este singurul reper care te face onest cu tine însuți. Stimate colegi, stimați colegi, suntem la începutul unei noi sesiuni parlamentare, la finalul căreia ne așteaptă primul scrutin din acest an. Deși exercițiul democratic al alegerilor este o provocare majoră pentru fiecare partid politic, trebuie să nu uităm, în febra confruntărilor și a disputei electorale, că rolul nostru ca oameni politici este în primul rând să ne punem cu sufletul și mintea în slujba oamenilor pe care îi reprezentăm. Ori prin prisma și poate orice, prima și cea mai importantă condiție ca să îi reprezentăm cu cinste pe români este aceea de a-i cunoaște pe oameni, de a le respecta valorile care îi călăuzesc. Dimensiunea creștină a neamului românesc constituie baza unei morale ce împărtășește și valorizează trăsături definitorii precum cinstea, onestitatea, blândețea, pacea, liniștea, buna cuvință, respectul față de muncă și față de semeni. Aceste valori, bazate pe credința în Dumnezeu și dragostea față de cei din jur, reprezintă un factor de coeziune în comunitățile românești și un permanent model la care te poți raporta ori de câte ori rătăcești calea pe care trebuie să o urmezi. Apelul la tradiție și întoarcerea la valori constituie un tezaur important al românilor, al cărui potențial trebuie mai bine pus în valoare. Declarația mea politică de astăzi este un apel pentru cunoașterea și întoarcerea la frumoasele trăsături ale poporului român. Vrednicie, seriozitate, cinste, corectitudine, respect, măsură, bună cuvință, credință și unitate. Fără aceste valori care împodobesc chipul adevărat, nefardat al românilor, nu putem să îi reprezentăm cu adevărat pe fiicele și fiii acestui neam. Cred că ar trebui să transpunem în relațiile dintre noi principiile pe care dorim să le vedem reînviate la români. Adevărul, onestitatea, hărnicia, grija față de celălalt, buna cuvință și respectul, ca să enumăr doar câteva. Din păcate, de multe ori, viața te așează în situații în care spui și susții lucruri pe care poate ulterior le regreți. Jignirile, calomniile, insultele prezente atât de des în viața noastră de politicieni ar trebui să se împuțineze sau chiar să dispară. Dacă doar așa vom susține și promova un model de a face politică bazat pe seriozitate, profesionalism, respect și preocupare reală pentru cei care și-au pus speranța și încrederea în noi, putem pune în valoare adevăratul potențial al societății noastre. Dacă vom alege în schimb infatuarea, scandalul, conflictul, refuzul dialogului, calumnia și disprețul față de dezbateri serioase și profesioniste despre politici publice, atunci și cei din jurul nostru vor răspunde cu aceeași monedă, pentru că aceste pseudovalori ale unui suflet egocentric nu sunt compatibile cu valorile care ne definesc ca neam și ar trebui eliminate inclusiv din viața politică. De aceea eu cred că încercările care ne așteaptă în acest an vor fi mai mult de natură personală decât de natură politică sau electorală. Activitatea noastră politică trebuie să reflecte setul de valori împărtășite de români. Disputele și dialogul dintre noi ar trebui să fie în jurul proiectelor majore care să facă din România o adevărată grădină a Maicii Domnului în care să fii fericit, să trăiești și să-ți educi copiii. Stimate colegi, stimați colegi, m-am întrebat adeseori de ce noi, românii, suntem atât de dezbinați și ce ar trebui să facem pentru ca talentul și inteligența acestui popor să fie puse în slujba lui și a României. Un prim răspuns poate fi acela că ar trebui să ne raportăm cu toții la ceva ce reprezintă rădăcinile acestui neam, la un set de valori pe care să le respectăm în viața noastră, în profesie și în orice acțiune care ne definește existența. Fără decență, respect, îngăduință, onestitate, profesionalism, niciun proiect pe care îl gândim pentru România nu poate fi pus în practică și nu poate produce efecte. Schimbarea începe cu fiecare dintre noi și cred că mulți dintre cetățenii onești ale acestei țări, mai tineri sau mai bătrâni, oameni educați în spiritul valorilor autentice, sunt uniți în dorința de a elimina dictatura non-valorilor care a pus stăpânire pe societatea românească de mult prea mulți ani.
Cred că România așteaptă de la noi un nou mod de a face politică, profesionist, în care dezbaterile despre o idee, un proiect, să conteze mai mult decât scandalurile și demagogia de a fi împotriva numai pentru că propunerea vine de la celălalt. Profesionalizarea clasei politice este o sintagmă golită de conținut dacă nu are la bază un cod moral, o suită de valori asumate public de toți cei implicați. România poate fi o poveste de succes. Cred cu disperare acest lucru, că România, într-adevăr, poate fi o poveste de succes, dar trebuie să fie succesul nostru, al românilor. Vom reuși să facem acest lucru numai dacă toți cei care gândim la fel ne vom uni și nu vom rămâne insule izolate, ci vom ține unii de alții și ne vom întoarce la acest sistem de valori cu rădăcine atunci în tot ceea ce ne definește ca români. Vă mulțumesc, Ana Bircel, deputat Colegiul 5 Vaslui.